voi prezenta una dintre nalucile care ne-a ajutat să câștigăm etapa de la Bicaz. Este vorba de Storm Gomoku Crank. Este năluca care am prins primii clani din prima manșă. Și un lucru cu care am avut rezultate foarte bune atât în antrenament. În special cu acesta verde fluo, am pescuit foarte mult în antrenamente. În special cu, în zonele cu apă puțin tulburată sau mările spălate de vânt. Cu acesta, în schimb, am prins în prima manșă primii clani. Aveam nevoie de un wobbler care se evolueze undeva la un metru, un metru și jumătate. Care se emită niște flash-uri foarte puternice. După cum se vede, este o culoare metalizată foarte puternică. Wobblerul care ne-a adus primii clani din prima manșă. După cum vedeți, am și schimbat tripla de pe coadă cu una mai micuță, tocmai ca să permită absorpția mult mai ușoară acestei triple, în special când clanul vine din urmă și numai ciugulește wobblerul. Veți vedea în filmarea următoare câteva scene din prima manșă, din concursul pe care l-am câștigat la Bicaz. Storm Gomoku Crank.